Bine m-am găsit la un episod, un episod pe Metea, pentru că în ultima vreme foarte multă lume mi-a lăsat comentarii, dar Metea când mai joci, având că asta a fost o serie foarte iubită pe canalul meu și a prins foarte bine de-a lungul timpului. Așa că de data asta o să vă prezint un server de Metea destul de interesant și care are și ceva playeri, pentru că în principiu sunt multe servere care au problema asta și nu au playeri. Așa că suntem pe Heart Live. Server de Metea, o să vezi toate detaliile serverului în descriere. Alături de mine am unul dintre owner, de fapt sunt amândoi, însă unul este pe mut. Salut! O să vreau să prezentăm în episodul ăsta cât de mult posibil acest server. Eu o să vreau să mă plimb cu Dacia asta 1310 pentru că este slăbiciunea mea, ca să zic așa. Și dacă nu înșel, asta Dacia asta cu AG01 Lie nu era cumva una de se făceau niște momente cu ea? Ilie, da, era un fel de serial din ăsta pe YouTube, așa cum mă uitam și eu. Bun, zine și nouă câteva cuvinte despre server, că a început să găsească băieții pe server, care, nu știu, cum se fac banii, care sunt joburile, care sunt facțiunile. De început primiți 75.000 de dolari, care vă puteți cumpăra o mașină decentă, cum ar fi Dacia asta. După aia trebuie să faceți joburi sau să intrați cumva în facțiune să vorbiți cu liderii. A, înțeles. Pentru că vă arăt sistemul de hacker. Ok, deci avem un sistem de hacker și în momentul în care intrați pe server, primiți 75.000 cu care puteți să vă cumpărați o Dacia de genul ăsta. După cum vedeți pe server, sunt mai multe moduri cu mai multe mașini. O să vi le arăt ușor după aia la slash modes ca să vedeți pe ce este vorba. Ok, pe... A, așa. Ia să vedem. Ia zi-mi și mie ce presupune jobul de hacker. Păi, noi am vorbit acum cu poliția să nu vină să te oprească, că de obicei și a vii și dai în secundul ăsta și dai începe hacker. Și apare un global la poliție. Uite, ok, încărcarea virusului, vorbim să aștepta 30 de secunde, atenție toate unitățile, hackerul așa invadează centrul de date Los Santos. Mm-hmm. Da, și ar trebui să vină poliția, dar am vorbit noi să nu vină. Așa, bun, deci în principiu vine poliția. Da, și face roleplay. Bun, și care, nu știu, care e următorul pas de făcut după ce spargi sistemul ăsta sau ce faci exact? Păi, o să ți se spawneze un card și bani. Ok, a fost semnată cu succes, o obțineți discheta de date, aha, asta de aici. Bun, și acum mi-a dat Wanted 6. Bun. Da, da, Wanted 6 și... Da, partea este în opune. Mare parte a spart. Pe server mai este activ și quest-ul de vară, care constă în... luarea 25 de obiecte, este pe plaja din Los Santos. Mhm, e ceva ca pe SAMP, bănuiesc, aproximativ. Da, la fiecare checkpoint primiți 500 de dolari, iar la final primiți o sumă random între 25.000 și 50.000 dacă nu înțeleg. Mhm. Și când sâmbătă și lumica o să băgăm bani dublu, adică cum este azi avem la electrician, dacă nu mă înțeleg, avem dublu. Bani, adică un job. Și acum unde trebuie să duc eu asta exact? Băi, asta face. Nu trebuie să duc. A, păi bun, și trebuie să scap de wanted sau care e ideea cu tot jobul în sine? Trebuie să scap de wanted. N-am înțeles. Bun, cam cum e economia, cam cât durează să-ți iei o mașină, uite, de exemplu, cum ai tu BMW-ul ăla sau nu știu. Care e cea mai scumpă mașină pe server, cea mai ieftină? Cea mai scumpă este... de epocă un Mercedes care este 15 kak. Iar cea mai ieftină este Aro care este 30 kak. Am înțeles. Deci poți să-ți iei un Aro sau o Dacia sau cea la început cum intri pe server din bonusul pe care îl primești. Audi A1, pot să prezentăm și dealership de mașini ieftine. Avem un dealership de mașini ieftine și unul de mașini mai scumpe. Văd că să cu ceva mapping, pentru că nu e, a spus, și limitator de viteză și astea. Bănuiesc că se face roleplay, adică depășești limita, se pot da amenzi și din astea? Da. Aici este... Questul de vară? Da. Intri doar aici, Daniel, ce să faci. Ok, și dau accept quest. Mhm. Da. Squad-o, aha, gata, știu. Mi se pare că era și un ceva de genul pe Vice City sau nu știu exact pe ce GTA era. Mă rog, ideea principală e ca să nu stau să plictisesc lumea, că trebuie să strângi toate astea, bănuiesc. Da. Mhm. Și vă că îți dai și o sumă de bani când iei un din ăsta. Da. Mhm. Dai să mă dă jos. Bun.
Nu pot spune că ai pierdut costul de vară, mă rog, eu nu cred că durează oricum mult să-l faci. Nu, maxim 15 minute. Maxim. Hai să vedem cu dealership-ul, să vedem cam la ce prețuri sunt mașinile ieftine, scumpe, că probabil asta interesează. Să trag eu acolo. Ok, și facțiuni? Aveți slash factions? Nu știu. Nu, cred că ai comandă slash show factions, dar nu știu sigur dacă e la admin sau nu. Ok, show factions. Nu merge, mă rog, zi-mi așa în mare, cam unde crezi, sau helper, sau ce se caută. Avem nevoie de lider la TVR, la guvern, la mafie. Poliția este luată, deci mi se pare că și la smurt avem nevoie. Și care sunt cerințele minime pentru a intra în staff? Un ca lider, mă refer. Staff, ca lider la facțiune, păi să știi să rolezi arme, să știi F1, adică roleplay în mare parte. Stai că mai teleportează-mă o dată, că eram în mașină și văd că m-am întins pe aici pe jos. Așa. Îmi place skin-ul ăsta. Am înțeles, văd că ai Renault, Seat Leon, BMW-ul din ăla vechi și prețurile... 300... Seat Cupra 2011. BMW 346, aha, taxă, preț, am înțeles, deci se apare acolo sus. Renault Megane la fel. Ok. Da, ce Renault, am înțeles, ce s-a stea la ieftine, să înțeleg. Da. Tragem-o și acolo. Deci uite, văd că aveți și Golf 6. De fapt, să le arăt eu. Sledge Modes. Și uite, aici sunt toate mașinile. Chevrolet, Corvette, BMW M5, BMW M4, Porsche Panamera, Rolls-Royce, Audi E8. O grămadă de mașini. Deci aveți de unde să alegeți și skin-uri și o grămadă de alea. Asta vi se descarcă oricum cum intrați pe server imediat, deci nu e o problemă. După aia intrați voi la Slash Modes și le descărcați. Bun, ăsta e dealership-ul scump. Da. Deci astea sunt mașinile seria 7, Audi, Audi A4, Lamborghini, Audi iar, Mercedes. Ia să vedem, ăsta e 3.800.000. Alt BMW, hai să trecem așa printre ele ca să vedem cum care e treaba. Care ai zis că e cel mai scump de aici? Un Mercedes ai zis, văd că aveți și de ăsta Rolls-Royce. Avem și un din ăsta, un Dodge, dacă nu mă înșel. Da. Care este ăla cel mai scump? BMW, BMW. Audi E8. A, le dai respawn la toate până o să pui cela sau? Uite. Pare că aveți și Golf 6. Aveți unde alege. Și de exemplu, pentru a strânge banii, pentru a cumpăra cea mai scumpă mașină sau nu știu, o casă, un bis, habar n-am, cam cât îți ia să strângi pentru, nu știu, în cât timp faci 1.000.000, dau un exemplu. 1.000.000? Păi, dacă joci în continuu și cum ar fi joci astăzi la jocul electrician la care primești dublu, cred că în 5 ore ai 1.000.000. A, deci nu e foarte greu de făcut. Da. Se face relativ repede. Mai spuneți-ne despre sistemele de pe server, cam ce pot găsi, ce pot face, ce joburi sunt în afară de la de hacker. Stai să te aduc la jobul de Cristian, după aia te aduc la de la Turcar. Deci, ăsta ar fi jobul la care azi primești. A, deci asta în fiecare zi e un anumit job la care poți să primești dublu, da, sau? Da. Bun, și ce presupune jobul ăsta? Hai să-i dau un CP job. Să nu mă opresc, mă. Ok. Păi, un checkpoint roșu cu alb, nu? Nu e cel de la primărie, din ăla de poliție. Deci ce ai zis, să apăsei F11? Da. Checkpoint roșu cu alb. Roșu cu negru. Da. Da, duci la el, trebuie să repari stâlpul. A, deci lasă să se rezolvă. Da. Și văd că dacă oprești mașina nu mai poți porni. Checkpoint-ul ăsta e același mereu sau poți să mă teleportez la el să arăt exact cum e sau? Nu e același mereu. E aici aproape? Nu chiar. Dacă știi zona, eu te trag. Da, cum poți să ieși de aici? Că aici văd că e blocaj. Ori e aici, în gata,
Ori pe aici, așa, ori prin spate. Da, nu te văd. Trage-mă dacă e direct în stradă. Așa. Stai un pic să văd. F11. Ah, ok, stai că e în partea cealaltă. Și în afară de joburile astea, cam care se folosesc mai des pe server? Care crezi că e cel mai îndrăgit, ca să zic așa? Dacă vrei să faci job de bani, trebuie să mergi băcarul ca care trebuie să mulci. Te auzi cam întrerupt. Ai zis cumva job de văcar. Da. Am înțeles, și se câștigă măcar bine la el dacă... 10 cap pe tură. 10K pe cât? Pe o tură, adică o tură Am înțeles, aha. dacă mulgerea așa se face. Bine, că dacă faci repede, cred că nu e o problemă foarte mare, dacă, na, nu știu, mă gândesc și eu. Mă, dar unde e checkpoint-ul ăsta? Ai în partea... Am uitat să-mi prima dată la primărie, ar trebui pus altul, că te induce în eroare, așa. Bine, cine joacă pe server și așa știe, uite, vezi, eu dacă n-am știut, e în partea cealaltă. Și la o din asta, ca electrician, cam cât poți să câștigi în medie? La checkpoint-ul cel mai depărtat, mi se pare că e 6K, la cel mai apropiat e 2K. Și poți să faci așa în continuu, nu trebuie să te întorci ultima dată, că nu mai vrei să faci, te întorci la job pentru a primi bani. Deci, cel mai avantajos crezi că ar fi ăla de văcar sau care? Cel care are jobul, cum ar fi azi, este electricianul. Da. Și este în fiecare zi cum ar veni un Un alt job job. diferit sau... am înțeles. Și eu dacă m-am luat acum jos, nu termin jobul, nu? Dacă nu văd tu acest după 3 secunde, ce se va fi eliminat. Ok, doar că nu văd exact unde este stâlpul ăsta. Adică am ajuns la checkpoint, dar cam atât. Ori cred că e pe partea cealaltă. Da, e puțin ciudat. Văd că oricum îți dă și skin și tot ce trebuie. Dar văd că aici ar fi, dar... Ori nu te de el, ori nu-l văd, uite aici. Un A, ba da, ba da, ba da, gata, am ajuns, am văzut. e Depănați culoarea albă, alimentarea cu dacă energie electrică. Văd că în fiecare seară la ora 20 se acordă câte un bonus. Restul de alimentare este configurată. Problemă, fibră fiartă. Te poți întoarce înapoi la job pentru a primi banii sau continuă. Deci trebuie să mă duc înapoi la mașină. da. Singura chestie e că nu cred că pot să sar. Ba, cred că da. Ba, nu pot. Trebuie să mă duc să sar pe... Nu parcați în spațiile private. Mi se pare că există o opțiune la server de MTA să și repare toate mașinile dacă nu mă înșel la un anumit timp. Nu mai știu exact. Am înțeles. Și altceva ce crezi că ar mai trebui să știe jucătorii care vrea să intre pentru început? Nu știu, cu ce puteți ajuta la început sau ce să facă la început? Păi, la început ar trebui să fac judo, cu altceva nu putem să-i ajutăm, adică am dat dânsul mai de început și 75.000 cu care ai putea să credeți Am ce tip înțeles. ar anunțe, să nu cerie repair. Și stai așa că te aduc acum la jobul vocal. Ok, să mai arăt în jobul ăsta și după o să închem ca să nu-i plictisim. Ce vreau să vă rog este să rămâneți acolo în comentariu, cineva de la voi din staff, fie tu, fie celălalt, să mai răspundeți la comentarii, pentru că probabil o să mai fie întrebări. Ți-am zis că mai sunt momente în care te auzi mai întrerupt așa și... La serviciu. Așa. Pentru Dacă a începe găsești pe nevoie, munca... dar Start văcar, ia să vedem, start văcar. Ai început să lucrezi ca văcar și acum ce trebuie să fac? Uite, aveți și aro aici. Da, cred că mi-a picat mie netul sau ceva. Nu știu ce. Așa că o să închei aici. O să vă las toate detaliile în descriere. Am apucat să vă arăt oarecum jobul, știți cu ce se mănâncă. Și ne vedem în următoarele episoade. Salut!